Fata de 14 ani din Craiova, înjunghiată mortal de un alt adolescent, a fost condusă pe ultimul drum. Atacatorul de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dar crima este încă învăluită în mister. Polițiștii nu înțeleg ce l-a determinat pe tânăr să ia viața fetei. Singurul care are aceste răspunsuri este chiar prietenul fetei ucise, rănit grav în timpul atacului. Tânărul a ieșit din comă, dar este în continuare în stare gravă la spital. Fata abia se bucurase de absolvirea clasei a 8-a și își dorea să urmeze un liceu de elită din oraș. Avea chiar planuri mărețe pentru viitor. Cei apropiați susțin că era o adolescentă veselă și plină de viață. Copleșiți de durere și tristețe, părinții și apropiații copilei ucise cu sânge rece la Craiova s-au adunat pentru a-i aduce fetei un ultim omagiu. Persoanele apropiate familiei sunt revoltate de cele întâmplate și nu reușesc să-și revină din șoc. Nu știu nimic dacă se cunoșteau, dacă aveau ceva de împărțit în trecut, dar până la urmă ce caută un copil de 17 ani cu niște un cuțit, mască și mânuși într-un parc? Adică un criminal care un criminal cu istoric nu umblă așa hai-hui cu cuțitul prin buzunar. Oamenii nu își pot explica ce l-a determinat pe atacator să recurgă la gestul extrem și spun că fata ar fi fost în viață dacă în grădina botanică ar fi existat suficient personal de pază. Până la urmă, fata a căzut un fel de victimă secundară, pentru că ea a fost atacată când încerca să anunțe pe cineva că a fost atacat prietenul ei. Prietenii adolescentei susțin că în ultima perioadă aceasta era tot mai abătută și le spunea că este frică să nu pățească ceva rău. Din spusele lor, atacatorul este fostul iubit al fetei și ar fi amenințat-o în repetate rânduri după ce s-au despărțit. Dia de la Craiova rămâne în continuare învăluită în mister, în timp ce atacatorul susține că nu-i cunoștea pe cei doi și că altul a fost motivul pentru care a reacționat în acel mod, tot mai multe persoane susțin că acesta făcea parte din anturajul adolescentei și că ar fi chiar fostul ei iubit. Atacatorul susține în continuare că nu a premeditat crima și că a reacționat în acest fel pentru că a fost provocat. Adolescentul le-a mai spus anchetatorilor că regretă că a omorât-o pe fată, dar nu are regrete față de prietenul acesteia. Anchetatorii speră să poată obține cât mai multe informații de la băiatul care o însoțea pe Melissa în momentul atacului și care a fost la rândul lui grav rănit. Acesta a ieșit din comă, dar se află în continuare la terapie intensivă sub supravegherea permanentă a medicilor. Judecătorii au decis ca tânărul de 17 ani, principalul suspect, să rămână în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile.